el acolo în campanie, da, vorbește, în teren, în campanie, unui astfel de proiect. Vorbim aici despre un spațiu de locuit inovator, confortabil, automatizat, rezistent la ploaie, care produce mai multă energie decât consumă și care este rodul muncii a peste 50 de tineri, studenți, profesori și absolvenți cu preocupări în multiple discipline. Creativitatea și perseverența acestei echipe, care a reușit să aducă la un loc parteneri importanți din mediul academic, dar și din cel privat, reprezintă cea mai bună dovadă că cercetarea din România se află pe mâini bune. De altfel, proiectul dumneavoastră înglobează multe dintre lucrurile care îmi dau speranță pentru viitor. Nu este doar rezultatul unui demers creativ, bazat pe cercetare, ci și o propunere cât se poate de concretă pentru rezolvarea problemelor actuale. Nu este doar rezultatul această casă când mi-a făcut prezentarea proiectului colega mea, doamna consilier Deca, am întrebat de unde vine denumirea de FDN și acum m-ați lămurit și o să spun ceva la sfârșit apropo de FDN. Deci casa FDN Signature va putea fi vizitată în următoarele săptămâni de publicul larg. Astfel aveți oportunitatea de a motiva și alți tineri să-și investească talentul și energia în cercetare și în inovare. Nu este însă suficient să încurajăm implicarea tinerilor, ci trebuie să punem bazele unui transfer sistematic al rezultatelor cercetării în societate. Modernizarea României depinde de menținerea stabilității economice care să permită promovarea unei societăți bazate pe cunoaștere, capabilă să exploateze inteligent și sustenabil provocările tehnologice ale viitorului. Economia bazată pe tehnologie și industrii creative este viitorul lumii dezvoltate, din care și noi, românii, dorim să facem parte. De aceea am tot repetat că avem nevoie de o Românie educată, o Românie în care numărul copiilor care fac performanță crește. În timp ce dezvoltarea sistemului de învățământ se bazează pe strategii bine gândite. Asta ce v-am descris este dorința mea. Ceea ce avem este un sistem învechit, cu o mulțime de idei incoerente, care ajung, culmea de multe ori, să devină inițiative legislative sau ordonanțe. Și ceea ce ați menționat înainte, din păcate, se arată a fi parte din acest sistem învechit, în care un grup de tineri entuziaști care riscă totul ca să arate ce pot, sunt certați când se întorc acasă. Nu știu cine v-a certat, dar cu certitudine au greșit. Inovația în domeniul construcțiilor este una deosebit de importantă pentru România. Din nefericire, fondul de locuințe pe care îl avem în acest moment are un standard foarte scăzut raportat la normele europene. Avem de departe cele mai mici locuințe din Uniunea Europeană, iar cele mai multe nu sunt eficiente deloc din punct de vedere energetic. Tehnologia ne oferă oportunitatea de a găsi soluții care să asigure confort și în același timp să reducă semnificativ consumul de energie. Doamnelor și domnilor, în final, vreau să mă refer la importanța plasării protecției mediului în centrul activității noastre economice, dar și al vieții noastre de zi cu zi. Recordurile de temperatură se observă ușor,
Și fenomenele meteo extreme din ultimii ani ne arată clar că semnalele de alarmă ridicate de climatologi se adevăresc și că riscăm să ne îndreptăm spre grave dezechilibre ecologice provocate, evident, de încălzirea globală rapidă. România, știți că este parte a acordului de la Paris și a eforturilor Uniunii Europene de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Deși aceste acorduri au ținte care par abstracte, punerea lor în aplicare necesită eforturile noastre active. De fiecare dată când mergem cu mașina pe o distanță scurtă, în loc să folosim, de exemplu, bicicleta sau transportul în comun, de fiecare dată când utilizăm în exces diverse aparate electrocasnice sau când nu sortăm gunoiul, contribuim la creșterea cantității de dioxid de carbon din atmosferă. Prin construirea de locuințe eficiente din punct de vedere energetic, prin utilizarea de vehicule și aparate cu consum redus, putem să contribuim la atingerea obiectivelor asumate de către România și Uniunea Europeană și să oferim astfel un viitor mai bun generațiilor care vin. Dragi tineri, voi v-ați canalizat energia pentru a dezvolta un proiect extraordinar, cu aplicabilitate directă și cu o importantă componentă educativă. Apreciez foarte mult acest tip de inițiative și sper că pe viitor vor urma și alte demersuri ambițioase și creative. Aveți întreaga viață înainte pentru a ne demonstra nouă generațiilor epocii economiei bazate pe carbon, cum se construiește o nouă societate care reușește să trăiască în armonie cu natura și cu clima planetei. Vă mulțumesc, vă felicit și vă urez mult succes în competiția de la Dubai. Iar apropo de FDN, mă bucur foarte mult că aveți alături două universități extrem de importante de arhitectură și de construcții și abia aștept ca astfel de proiecte pilot să se integreze în spațiul urban românesc și atunci veți avea un proiect care se numește Integrală de FDN-DN. Da, l-ați ascultat, domnilor și domnilor, pe președintele României, Klaus Iohannis, fost profesor de fizică, care a făcut trimitere la denumirea pe care o are organizația formată din studenții care au venit cu această idee ingenioasă și anume Casa Solară, un proiect de viitor. Nu au inventat nimeni. Cum? Casa Pluvială. Nu. Să se gândească. Dar totuși care... un profesor de fizică înțeleg că nu știe ce e acea o formulă uzuală în matematică pentru specialiști în matematică și fizică. Deci, vă... Păi, nu, am înțeles referiți că... Referiți la întrebarea către colegă. Da, către colegă, da. Ce dar cine este colega? O consilieră, probabil, nu știu. Colega. Super democrat, domnul Iohannis, dacă le zice consilierilor colegi. Și nu subalteri. Și nu subalteri. Da, oricum este o inițiativă de lăudat și anume faptul că președintele îi sprijină pe acești tineri. Cu ce? Îi sprijină, îi ajută, îi promovează. Legi, acest eveniment este promovat, acest proiect va fi prezentat la summitul Mie mi se pare că a început campania cam prea devreme. 2018. A existat și un atac la păi, pentru că e în campanie, mai cu bicicletă, mai o casă ALDE solară, cu privire la sistemul educațional, profită de astfel de ocazie care să duce la atace inițiativele guvernul legislative, și coaliția. Da, din Parlament. E campanie, deci este campanie pe față, ce să mai... Da. Nu mai avem... Haideți să ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la subiectele noastre. Casa Albă a anunțat numele noului ambasador al Statelor Unite în România. Acesta este avocatul Adrian Zuckerman, un avocat.